Și atunci Iisus intră în dialog cu ea, îi mărturisește un pic din viața ei și la un moment dat, femeia pune întrebarea supremă. Tu ești cumva Mesia? Adică prea știi de toate, prea știi lucruri înțelepte, prea vorbești dumnezeiește. Și iată că nu unui bărbat, ci unei femei, că femeia e mântuirea lumii, Maica Domnului zdrobește capul șarpelui, ce îi spune samarinencii? Da, eu sunt. Femeia lasă totul baltă, nu-i mai trebuie apă, nu-i mai trebuie nimic, merge în cetate. L-am găsit pe acela ce mi-a spus mie toate, pe Mesia. Și am creștinat tot siharul ăla. Mai departe nu ne interesează, am vrut să vă arăt modul de lucrare dumnezeiesc. Cum e cu apa? Au mers, au găsit încăperea, au așternut acolo, vedeți cina de taina lui Leonardo da Vinci, n-are nicio treabă, este o ficțiune frumoasă, picturală. Apostolii aveau niște măsuțe mici pe care se punea mâncarea, cum ar fi la noi, am la modă, măsuțele alea de sticlă prin saloane unde bei cafeaua în jilț, dar ei mâncau pe jos. Deci te așezai în chip țărănesc, ca la câmp, ca să folosesc terminul. Și aici se întâmplă acea minune pe care dumneavoastră știți și nu vreau să o repet la minus infinit. Iisus se încinge singur cu ștergarul și le spală picioarele, chei să codeau care să spele. Și le dă acea replică, între voi, ca ucenici ai mei, să nu fie niciodată cei între cârmuitorii neamurilor și între popoare, n-aveți voie să vă umflați, să împene, să vă mândriți. Eu nu v-am făcut apostol să vă crească coarne și să vă crească impresiile. V-am făcut apostol să-mi fiți mie martori ai continuității Harului până la sfârșitul lumii. De aceea, apostole, cel mai vehement dintre apostoli care a păstrat cu acrivie și la sânge legea lui Hristos este Marele Pavel, care vine și spune așa: eu n-am greuiat pe nimeni cu trupul meu. Ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. Noi mergem pe principiu, vai, dar e mistic, cum să lucreze? Nu. Și Patericul a arătat că Ava nu l-a chemat pe cel mistic, nici la masă, nici la somn, nici la mâncare. Dar nu se respectă sfințenia? A, nu, am crezut că ești îngeres, te-am lăsat cu îngerii, noi ăștia pământești, mai prășăm, mâncăm și ne culcăm. Deci, Iisus merge să mănânce paștele la un om pământesc, firesc, smerit, curat și blând. El însuși se smerește și îi spală pe picioare și acum intrăm în cel mai frumos lucru. Iar când a sosit ceasul, vedeți, asta e o poveste cu ceasul, nu avem un ceas anume. Astea sunt ceasuri divine, noi spunem în popor ceasul rău, clipa ce are, ceasul bun, șansa vieții tale, norocul, folosim termenii din astea zugrăvite în rațiunea umană. Aici vorbim de ceasul dumnezeesc. Toate se fac la un moment. Eu v-am spus ceva aseară și vă amintesc doar atât. Imediat că vă și găsesc textul, pentru că nu întâmplător vi l-am citit aseară încă o dată. Imediat l-am însemnat aici. Uite așa spune: cel ce m-a trimis pe mine și mă vede pe mine, cel ce m-a trimis, eu lumina am venit în lume să aduc, și cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric, căci n-am venit eu să vorbesc de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acela mi-a dat poruncă ce să spun și să vorbesc. Deci Iisus nu face cina că vrea El. Tatăl îi spune ce trebuie să facă. De ce spune? Și când a venit ceasul, ne întoarcem la subiectul nostru. Deci când a venit ceasul, când a sosit ceasul, fiule, acum lucrezi momentul. Acum faci această lucrare. Coborâm pâinea cea vie pe pământ pentru tot neamul omenesc, că tu ai să vii la mine și ăștia rămân singuri. Nu spune, dacă eu nu-L trimit pe Duhul, voi rămâneți orfani, dacă nu-L trimit pe Mângâietorul. Dar eu mă duc să vă gătesc loc la Tatăl, că sunt multe locașuri, pe toți vreau să-i trag la mine, nu vreau să pierd pe niciunul, vreau ca toți să mântuiască, vreau ca toți vină la cunoștința adevărului, vreau ca tot păcătosul să întoarcă să fie viu, n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Iată ce simplu.
Noi îl așteptăm cu războaie, cu bombe, cu rachete, cu explozii, cu foamete, cu cenușă, cu pudeasă, cum se cheamă, cu corporații, cu oculte, cu prostii. Dumnezeu poate șterge tot într-o clipă. Să nu uităm cuvântul din Ghețimanii. Petre, tu pune sabia în teacă, că dacă eu fac un semn, 12 legiuni de îngeri șterg de la Tatăl meu tot într-o clipă. Dumnezeu desfințează într-o clipă toată oculta, nu rămâne nici țărâna de pe ea. Iisus s-a așezat la masă cu apostolii. Momentul solemn. Am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte ca eu să pătimesc. Vedeți ce frumos? Că zic vouă, de acum nu vom mai mânca până când nu va fi desăvârșit în nu vom fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul a mulțumit, zicând, cui a mulțumit Iisus, apostolilor? Nu, Tatălui, că i-a dat dezlegarea să prezinte paharul mântuirii. Paharul care avea să spele păcatele întregii lumi. Beți dintr-o acesta toți, îi sângele meu al legii cere noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta să faceți într-o pomenire mea în veacul veacului. Și de câte ori veți face aceasta, să știți că eu sunt cu voi. Hai să căutăm elementul practic și încheiem. Ce au făcut apostolii în ziua aceea din tâia săptămânii către seară când s-au ascuns de frica iudeilor? Pregăteau cina, chiar era duminică. Și Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și ei s-au spământat tot. Ei, bucurați-vă, nu-s Duh. Uite, Duhul n-are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și i-au dat să mănânce pește fript și fagure de miere. Din nou, la 8 zile, că atunci lipsea Toma, iarăși între Iisus pe ușă încuiată. Așa de dragul, n-avea ce faci, plimba iurea prin Ierusalim, îmbla bezmetic și hai să mai intru din când în când pe la apostoli? Nu. Iar făceau liturghia, iar frângeau pâinea. Și iar a stat în mijlocul lor, când a zis, luați, mâncați, acesta-i trupul meu, l-a venit de față. Și atunci, Toma învață prima lecție de teologie pur divină. Își atinge degețelul pe la coastă și pe la mâini, unde ardea focul dumnezeiesc, nu știm de ce factură, nu avem cuvinte omenești. Și strigă doar atât cât poate, plin de înțelepciunea Duhului Sfânt. Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci nu ești Iisus cel răstignit, nu ești fiul Mariei din Nazaret, nu ești fiul Teslarului, nu ești nimeni, ești fiul lui Dumnezeu. Numai Petru i-a mai spus, tu ești Hristosul, fiul celui preanalt. Nu carnea, Duhul ți-a descoperit ție. Și lui Toma tot Duhul. Și chiar eu spun, hai mă, fii credincios că avem treabă, lasă textele, ca să spunem, lasă probațiunile. Și spune așa, nu vom mai bea din rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Care împărăția lui Dumnezeu să vină? Împărăția cerului nou și a pământului nou. Spune Ioan Evanghelistul, textul îi aparține, noi nu putem tâlcui de capul nostru, îl avem pe Andreea Cezarei și mai avem câțiva apocaleptologi autorizați în acest domeniu, care vorbesc de această expresie. Și am căutat pământul și nu l-am găsit și m-am uitat și n-am văzut marea și n-am văzut luna și stele și soarele, pentru că fusese strânse solurile timpului. Dar am văzut cer nou și pământ nou, ce? Eschatologie. Lumină veșnică, viață veșnică și Pavel îți spune, te-ai culcat într-o stricăciune și te scoli într-o putere, te-ai culcat într-o slăbiciune și te scoli într-o slavă, te-ai culcat trup pământesc și te scoli duhovnicesc, te-ai culcat în neputință mărunțial și te scoli într-o strălucire, deci alt fel de trup, nu trupul care l-ai avut. Cu acela mergi la judecată, cu, cum spune, la valoarea omului desăvârșit, cât a avut Iisus Hristos la începutul propovăduirii, 30 de ani, vârsta maturității, deci că așa am arătat noi toți când vom merge la judecată. N-apari cu proteza în borcan, n-apari cu cârja după tine, n-apari cu căruciorul, cu ficatul tuia în buzunar, deci tu care ai fost din țărna pământului, alt perfect. Avem câmpul cu oase la Ezechiel, nu mai povestesc, căutați acasă prin capitolul 50, până la 52, până la 56. Apoi,
Spune așa, fiul omului merge cum a fost rânduit prin cel care l-a vândut. Și aici mai avem o chestiune frumoasă, un dialog la masă. Era o neînțelegere. Care dintre ei poate să fie? Și a întrebat, eu. Toți sperând, nedumeriți, că toți îl iubeau pe învățător. Era și iubirea fățarnică sau iubirea falsă, că avem suficientă, nu-i criză. Și Iuda are și el curajul să fie un pic obraznic. Poate-s eu, cum ar spune hoțul, chiar îți lipsesc banii din casă? Și Mântuitorul este, v-am spus, de o discreție și o finețe tipic dumnezească. Nu spun eu asta. Eu n-acuz pe nimeni. N-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Și Iuda între timp se mai foia. De data aceasta Mântuitorul își arată și discreta dreptate, nu numai discreta bunătate. Iuda, adică ce vrea să-i spună într-un cuvânt? Deja dracu' în tine, du-și, fă ce ai de făcut, du-te mai curând. Și ieșind în noaptea, scuipat pâinea sfântă din gură, fiindcă nici n-a crezut în ea, îl găsiți pictat la Suceviță cu aureola rămasă între cei 12 apostoli, cu aia Matia, dracul leagă de un picior și împărtășania strălucește ca un mărgăritar în urma lui, lăsat de jos, că nu putea să ducă lumina în întuneric. V-am spus lucrul acesta ca să înțelegeți cum ești cu Sfânta Împărtășanie când abuzăm de bunătatea lui Dumnezeu și nu ne pregătim pentru ea. Discretă rugăciune, discret post, discretă curățenie, discretă voință, discretă evlavie, discretă smerenie, discretă cuvință, discretă acrivie, discretă reverență, discretă scrupulozitate. Adică nu vii așa cum vine câinele la oala culături și hopule acolo, nu așa. Pomenește-mă, Doamne, că vin într-o părăția ta. Eu sunt cel din tâi păcătos. Să-mi fie împărtășirea aceasta. Nu spre o sândă, nu spre judecată, spre tămăduirea trupului și a sufletului. Și Sfântul Antonie a folosit această expresie excepțională. Este cununa înțelepciunii patericului egiptean. Când a venit ucenicul la el și a zis, Părinte Antonie, zice, dacă vrei să mă crezi, nu știu ce vreau. Da, bine zici. Trupul e neputincios, sufletul e osărduitor. Pavel vine și spune, nu fac binele care îl voiesc, ci răul care nu îl voiesc. Și ce îi spune Sfântul Antonie? Roagă-te așa, și de vreau, și de nu vreau, tu mântuiește-mă. Și voi când vă împărtășiți, așa să spuneți, Doamne, și de sticălos, și de neputincios, și de nevrednic, și de sunt slăbit cu Duhul, și cu mintea, și cu evlavia, și cu credința, te mănânc cu toată credința ca să fii cu mine. Pentru că am încheiat zicându-vă, în Sfânta Liturghie, spune așa, cu frică de Dumnezeu, dar nu de cea cu parul, de evlavie sfântă, cu dragoste și cu credință să vă apropiați, apoi spune, Sfintele Sfinților, nu Sfintele Amatorilor, cum părinte, dar e tradiția la par să te împărtășești, tradiție și să tai mielul, e tradiție și să faci pască. N-am nicio treabă mielul pascal cu mielul evreu. Tu îl tai că așa a rămas din tradiție, să mănânci miel, dar asta nu înseamnă că tu ai făcut, ai împlinit Paștele. Paștele când iei din potir, ăla e primul Hristos, al doilea Paște e pâinea și vinul care le-a avut ăsta, cum îl cheamă, Luca și Cleopa la Emaus, când Iisus a intrat în pâine și l-au cunoscut la frângerea pâinii și s-au întors noaptea în Ierusalim, au văzut pe Domnul. Și cel de-al treilea Paște e pasca ta din brit când îți sfințești masa pentru familia ta în noaptea de înviere. Dar Paștele cele mari și sfințite, o Paștele cele mari și veșnice, e Hristos. Cum spune în Pentecostar? Veniți să bem băutură, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul milostivirii care a dat pe toată făptura. Cel însetat să vină la mine și să bea din apele bunei credințe. Cel ce crede în mine, din pântecele lui vor izvori râuri de apă vie. Cred că v-am plictisit. Închei, vă doresc o seară frumoasă, vă doresc în continuare o săptămână cu evlavie, cu credință, mâine mai spovedim un întârziat, un uitat, un la servici fiecare,
dorim să ne vedem mâine seară la 12 Evanghelii, când este iarăși amplă, lungă și frumoasă denia și plină de toată încărcătura, apoi vineri la Prohod și sâmbătă seara la 11:45, o să umpleți o grada cine vrea și să fiți din timp să vă așezați pentru a lua lumină, să nu facem hărmălaie, balamuc și nebuneală. În rest, seară binecuvântată, vă mulțumesc de audiență, vă mulțumesc de ascultare și vă mulțumesc de răbdare. Amin, amin, amin.